Tuturor bună seara, începe o nouă ediție România te iubesc. 2022 va intra în istorie ca cel mai secetos an trăit de omenire. Până acum, ar trebui să plouă mărunt luni la rând pentru ca pământul să-și revină și să rodească așa cum o făcea până acum câțiva ani. Din păcate, cercetătorii ne spun că viitorul nu arată bine. Seceta din acest an e doar începutul. Vom avea așadar probleme serioase cu apa și cu hrana. Așa că ar trebui să acționăm acum, să luăm măsuri, să fim pregătiți. Autoritățile au însă planuri vechi, depășite și ineficiente și par complet lipsite de viziune. Alex Dima a căutat sursele noastre de apă pentru viitor. Până, 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 până! 2022. Pământul a luat foc. Pârjolul a cuprins Europa, America, Asia. Previziunile cercetătorilor care vorbeau de căldurile care se vor abate peste noi în viitor, peste zeci de ani, s-au împlinit acum, iar fenomene extreme ne lovesc din toate părțile. Începem să simțim și să înțelegem ce înseamnă încălzirea globală și care sunt efectele ei, dar măsuri nu prea luăm. Seceta a lăsat fără culturi câmpuri întregi care hrăneau multe milioane de oameni. În multe țări ale Europei, luni la rând n-a picat un strop de apă. Râuri au secat și mai toată lumea începe să vorbească despre o criză a apei. În această vară, în Regatul Unit, obișnuitele ploi au dispărut. Il semble que déjà avec les données qu'on a à ce stade que cette année est pire que l'année 2018 et l'année 2018 était l'année la plus grave depuis 1540. Donc depuis 500 ans. Din acest scenariu sumbru face parte și România. Încă nu știm clar la cât se ridică paguba din agricultură, dar până acum sute de mii de hectare de culturi au fost calamitate în totalitate. Începem și noi să ne confruntăm serios cu lipsa apei. Seceta lasă în urmă imagini apocaliptice în multe locuri din țară. Lacul Amara din județul Buzău a secat în totalitate. 800 de hectare de luciu de apă au dispărut, nu a mai rămas nici măcar un strop. Din păcate, în viitor, va trebui să ne obișnuim cu astfel de imagini, ape care dispar. 16 stații de pompare din Dunăre au fost oprite în această vară pentru că fluviul n-a mai avut apă. Revoltător este faptul că acolo unde se putea totuși riga, multe culturi s-au uscat pe malul apei pentru că nu suntem încă în stare să avem un sistem de irigații și nu înțelegem încă valoarea apei. Aici, la un an normal, ne jucam. 11-12 tone le făceai așa lejer. Și aici e porumbul uscat și lângă canalul. Deci merge colțul la Tala, la 200 de metri de dună și usca porumbul. Ce Dumnezeu! Bătaie de joc, e puțin spus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hai până la ăsta așa. Deci gândiți-vă, sunt vreo 12 fire aici, din 12 fire decât unul are un ștulete și ăla vai de mama lui. Datele cercetătorilor arată că într-un viitor nu foarte îndepărtat, sudul României va fi arid, mai bine de 50% din suprafața țării. Monica Schulz este cercetător științific gradul 1 la Institutul Bremerhaven din Germania. De ani bun urmărește și evoluția climei din România și este alarmată. Eu zic că începe să ne ardă, de exemplu, ce s-a întâmplat în UK, în luna trecută cu peste 40 de grade, în proiecții chestiile astea urmau să se întâmple prin 2050, nu în 2022. Deci nimeni nu s-a așteptat să avem astfel de temperaturi în Anglia. Omenirea și-a propus de mulți ani să limiteze creșterea temperaturii la 1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială. Proiecțiile arată însă înspăimântător. După 2030, adică peste doar 8 ani, culoarea roșie care reprezintă creșterea ale temperaturii e predominantă. Până la sfârșitul acestui secol, temperatura ar putea să crească și cu 4 grade Celsius. Suntem pe o pantă mult mai... mai mare decât ne așteptam. Lucrurile se schimbă mult mai rapid. Până și pentru noi unele chestii încă sunt, cum să zic, sunt foarte surprinzătoare. Și la marginea Bucureștiului, cercetătorii de la Măgurele sunt alarmați. În ciuda tuturor măsurilor luate până acum, creșterea asta e continuă, adică nu numai că e continuă, dar este și accelerată. De exemplu, efectul pandemiei, faptul că am avut mai puțină poluare în anii anteriori, nu a avut un impact decât foarte, foarte redus și la o scară foarte mică. Nu am văzut o răcire în ceea ce se întâmplă în atmosferă. Dacă am oprit mâine, de exemplu, emisiile și am fi pe zero sau pe negativ, această încălzire globală încă va dura.
din inerție se va încălzi, probabil încă câteva zeci de ani, cu emisiile pe care le avem momentan. Deci nu, lucrurile nu se vor schimba de pe o zi pe alta, asta trebuie să înțelegem. Noi, practic, încetinim prin reducerea emisiilor, dar nu putem să readucem lucrurile ca înainte și de aceea va trebui să ne adaptăm la ceea ce a modificat deja în sistemul climatic, dar și ceea ce stă în viitorul imediat în fața noastră ca deja modificat. Per total, cantitatea anuală de precipitații nu a scăzut față de anii precedenți, dar tot din cauza încălzirii globale, ploile cad pe suprafețe reduse în cantități foarte mari, în timp ce restul pământului rămâne uscat. De câțiva ani, iernile sunt fără zăpezi, deficitul de apă din sol a ajuns la stadii critice. Ce e de făcut? Cât sunt de pregătite autoritățile noastre? Am văzut abordările acestea apocaliptice. Uneori, iertați-mă, pentru că sunt ministrul agriculturii și trebuie să introduc liniștea și încrederea în sectorul. Am văzut o serie întreagă de abordări din acestea apocaliptice, când începe pe ecranele de televizor că ia foc lanul, că auzi de sirenele și copiii împântece se sperie. Nu-i bine. Bine nu e, dar nici mare lucru nu facem. Autoritățile noastre, în obișnuita cârpeală și cu măsuri heirupiste, sunt depășite de situație. Sistemul de irigații încă lipsește. Reparăm stațiile de pompare moștenite din comunism. Lacuri de acumulare n-am mai construit de mai bine de 30 de ani. Râurile sunt pline de gunoaie. Sorin Rândașu răspunde de situațiile de criză din apele române. A văzut într-o excursie cum gestionează alții situațiile de criză. În Ungaria, de pildă, fiecare mică fermă avea un bazin făcut cu folie din asta de iaz piscicol, în care strângea apa de ploaie, băga acolo, ca să o folosească pentru consum menajer. Deci asta e o soluție pentru... Asta e o soluție... Mici lacuri pe suprafața... O soluție, da, dar eu nu pot să spun lucrurile astea, nu e treaba mea să spun asta. De ce nu puteți? Pentru că eu sunt în altă instituție. O clasică atitudine a bugetarului român, care bifează doar ce e în fișa postului. Avem o sumedenie de instituții care răspund de apa noastră, dar nu fac mare lucru. Toacă însă sume uriașe de la bugetul statului pe salarii. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, ANIF, răspunde de irigații. Are 3200 de angajați plătiți de stat în fiecare an cu 220 de milioane de lei. Cornel Popa este director. O, realizăm interviu. Cum? Vă spun, lăsați-mă, am și eu un ministru care mă coordonează. I-am solicitat un interviu în repetate rânduri. L-am întâlnit pe holurile din Ministerul Agriculturii. Vă dau, nu vă, să știți că nu fug de răspundere. Dați-mi un orizont ca să nu... În săptămâna următoare stabilim o întâlnire amândoi. Momentan, clientul apelat. N-a mai dat niciun semn de viață. Lăsăm ANIF deocamdată și ne întoarcem pe lacul Amara. Prin lipsa de apă, de atâta suprafață întinsă, vă dați seama că la soare se evaporă cantități mari de apă și el scade văzând cu ochi. Vlad Valentin a trăit toată viața pe malul acestui lac. L-a văzut cum dispare. Când era balta așa, ziceai că s-a mutat târgul din oraș aici. Tot așa, cât vedeți, numai oameni era cu undicele, cu porturi, cu... Făceau mâncare la oală, la tot, plăteau aici și prindeau cât puteau. Lacul a avut statutul de rezervație naturală. Vă spun că am crescut pe balta asta, se ridică corpul meu. Dacă vedeați ce faună era într-o acolo, de pelicani, de pescăruși, rațe, lopătari, țigănuși... Toate nățile erau, toate păsările posibile erau în lacul ăsta. Lacul a dispărut în primul rând din cauza oamenilor. E o speță foarte interesantă din multe puncte de vedere. Nu se pune problema tehnic, se pune problema administrativ. Două instituții ale statului român își dispută acest lac, Apele Române și ANPA, Agenția Națională de Piscicultură, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii. Legal vorbind, fiecare își ne-am trezit cu suprapunerea acestor domenii. Apele Române? Apele Române cu ANPA. Acum, vedeți dumneavoastră, ANPA trebuie să-și apere interesul în instanță, Apele Române trebuie să-și apere interesul în instanță. Și în timp ce fiecare astfel de entitate a statului își apără interesul în instanță, o zonă destul de mare a rămas fără apă. Apa ajungea aici din râul Buzoiel. Acolo aveam stăvilarele, când venea apa mare, deci se puneau grătare, ca să, că urca peștele din baltă, urca pe viroagă.
Acum râul a secat, apă se pompa și din râul Buzău, dar din cauza disputelor dintre instituțiile statului nu s-a mai întâmplat. Un întreg ecosistem a fost distrus. Ascultorile noastre de porumb. Primarul locului arată neputincios lanurile calamitate în totalitate aflate fix pe malul lacului dispărut. Acum 100 de ani am avut un an secetos la 10 ani, adică 9 ani cu precipitații abundente, un an secetos. După 50 de ani această statistică s-a modificat și s-a ajuns la 2-3 ani secetoși la 10 ani. În momentul de față, din 10 în 10 ani, avem deja jumătate-jumătate. Jumătate de ani secetoși, jumătate de ani cu precipitații normale. Și lucrurile se schimbă cu o viteză foarte mare. Deci putem avea peste 10 ani o situație în care în 10 ani o să avem 3 ani buni, să zic așa, și 7 ani cu lipsă de precipitații. La nivel oficial știm că vor veni ani grei. Suntem însă total nepregătiți pentru viitor. În doar câteva minute vedem ce mult poate face apa pe câmp. Acolo unde se irigă, producția e record. Din păcate, neputința și incompetența responsabililor cu irigațiile lasă pământ pârjolit. Revenim. În Vrancea, un fermier se chinuie de 17 ani să preia un canal construit înainte de 1989, nefolosit, pentru a iriga. Nu s-a putut până acum pentru că angajații ANIF s-au împotmolit în interpretarea legilor. Situația e revoltătoare, dar lucrurile nu se mișcă. După cum și pe malul Dunării culturile s-au uscat pentru că aceeași administrație de îmbunătățiri funciare nu e în stare să aducă apă pe canalul de irigații. Deci într-un an de zile atâta s-a făcut, s-a betonat, uitați, de la capăt de acolo, până aici, aproximativ un kilometru, într-un an de zile. Păi dacă într-un an de zile ai betonat un kilometru, când se termină ăsta numai de betonat? Asta a fost făcut acum 2 ani. Acum 3 ani s-a vopsit o stație de repompare. Fănel Pețanca face agricultură pe mai bine de 1000 de hectare pe malul Dunării, la granița dintre Giurgiu și Teleorman. Nu irigă pentru că ANIF de an bun tot toacă bani pe canalele din zonă fără să fie în stare să pună apă pe ele. Acum 2 ani, lucrările de pe acest canal au fost abandonate. Ionuț Udrea a condus echipa de muncitori. Dumneavoastră ați lucrat și dincolo, canalul acela neterminat? În 2020, cred, da. Și ăla de ce a rămas așa? A rămas așa pentru... nu cunosc cauza, abar nu am. Băi, nu tot dumneavoastră ați lucrat? Eu am lucrat, dar după aceea am primit înștiințare să venim pe acesta, să-l facem pe ăsta. Așa, ați plecat de acolo aici. Și urmează să ne întoarcem pe acela după aceea. Adică și aveți un... terminăm pe ăsta, urmează să ne... Și aveți un termen semnat cu ANIF-ul? Când le-ați promis că o să fie gata? Un termen semnat, cred că ar fi în următorii 2 ani. Deci în ritmul ăsta, când e gata canalul ăsta? Eu am 62 de ani, credeți că-l mai apuc eu să-l văd făcut ăsta, să circule apă pe aici în ritmul ăsta? Într-un răspuns oficial, ANIF arată că lucrările au fost sistate din cauza pandemiei de SARS-CoV-2, precum și de evoluția post-pandemică a economiei la nivel național, influențată în mod direct de economia globală. Udrea și-a mutat acum echipa pe un alt tronson. Mai bine de 8 milioane de lei plătește ANIF pentru repararea acestui canal care ar trebui să aducă apă din Dunăre. Stația care ar trebui să pompeze apă din Dunăre pe canal e însă stricată, cu toate că a fost reparată de curând, cu 1 milion de lei. Când a funcționat ultima dată stația asta? Păi cel am în 2002. 2002. Deci acum 20 de ani. Și a fost reparată? Ăsta când a fost? A fost dus acum la Brăila pentru corp. Asta a fost dusă la Brăila. Da. Când? În ce an? Anul... acum 2 ani. Acum 2. Și acum funcționează? Merge? Când am mai fost, zicea că acum 11 ani. Acum deocamdată... trebuie să lucreze la pompe. ANIF Teleorman răspunde de toate lucrările din zonă și plătește bani mulți pentru ele. Poziția noastră o exprimă ofițerul de presă de la București. Ofițerul de presă de la București? De la București, care este cine? Mergeți la agenție. I-am scris directorului general ANIF să le permită celor de aici din Teleorman să stea de vorbă cu noi. Nu, răspunde, ei nu vorbesc. Așa comunică instituțiile statului român. În 2022.
România are o suprafață agricolă de 10 milioane de hectare. Oficial, anul trecut s-a irigat până la 500 de mii de hectare. Mizil, Prahova. Aici se vede cel mai bine diferența pe care o face apa. Un teren neirigat și la doar câțiva metri, un lan de porumb peste care țâșnește apa. Diferența este de 2 metri și ceva între acest porumb și ce este acolo. Unde ajunge apă, porumbul are mai bine de 3 metri înălțime. Petrișor Teodorescu este specialist în irigații. La doar câțiva metri, unde nu mai bate sistemul de irigații, cultura e compromisă. Porumbul de aici este clar compromis. Probabil recolta o să fie zero. Iar 10 metri mai încolo, unde echipamentul de irigat udă, așteptăm o producție de aproximativ 15 tone la hectar. Sistemul de irigație întins pe 230 de hectare și a costat 500 de mii de euro, pompe, instalații și stâlpii pentru curent. În cât timp se amortizează? Păi aș spune că 2 ani, 3 ani, cu toate că dacă vorbim de un an, 2 ani sunt foarte secetoși și prețul porumbului este sus, poate și mai devreme. Deci în 2 ani de zile amortizezi investiția? La mijlocul verii, ministrul agriculturii Petre Daia a lansat cu surle și trâmbițe noua strategie pentru dezvoltarea sistemului de irigații din România, care promite că până în 2027 vom iriga 2,6 milioane de hectare. Este pentru prima dată când pun la dispoziția opiniei publice tot ce înseamnă actul cunoașterii în sistemele de irigații, în așa fel încât să nu avem interpretări, să nu ne pierdem întrebarea, să nu ne pierdem timpul cu întrebarea, de unde? Aici. Când? Iată. De unde banii? De aici. În 2018, același ministru aflat în funcție și atunci promitea că va iriga 2 milioane de hectare până în 2020. Până în 2020, 2 milioane de hectare, așa cum am promis, așa în programul de guvernare, vrem ca acest lucru să devină realitate. De fapt, deja ați ajuns la jumătate. Am trecut de jumătate, am ajuns la 1,2. În 2018, la Siret Bărăgan, promiteați 2 milioane de hectare irigate până în 2020. Da. De ce am crede propunerea de astăzi, promisiunea de astăzi, că... Eu n-am făcut promisiuni nici atunci și nu fac promisiuni nici acum. Eu fac programe și stabilesc... Un miliard și jumătate de euro din banii statului susține ministrul Daia că va costa refacerea parțială a sistemului de irigații până în 2027. România putea să atragă 2 miliarde de euro din fonduri europene prin programul de redresare și reziliență, dar pentru că documentația depusă de angajații din Ministerul Agriculturii a fost prost făcută, finanțarea a fost refuzată. Mai mult, chiar dacă vom avea un sistem de irigații performant, nu vom avea apă. Am avut și noi curiozitățile noastre, că până la urmă suntem ingineri ca și unii și alții, am avut nevoie de încă 2 miliarde jumate de capacități acumulate. 2 miliarde jumate de metri cubi. Ar trebui să găsim soluții, să le acumulăm în diverse variante. În plus față de ce avem? În plus față de capacitățile pe care le avem acum. Dacă vrem să atingem acea țintă de 1,5 milioane de hectare care să fie complet irigat. Adică alte miliarde de euro, bani pe care nu-i avem, iar râurile nu prea mai au apă. Francia, 200 de hectare de porumb în acest loc sunt tocate pentru că sunt în totalitate calamitate. Porumbul are undeva la 60 de centimetri și cam așa arată ștuletele. Vasile Panfil cultivă 4.000 de hectare. Toate au fost calamitate, un dezastru care ar trebui să ne dea fior și să-i trezească pe guvernanți. Dacă la nivel de Europa va fi dezastrul ăsta care se preconizează și care ne spiere toată lumea, ce viitor mai avem noi aici? Dacă cerealele veneau de acolo, când noi nu aveam, veneau de acolo, mâncarea venea de acolo. Fiecare stat, dar nu fi nebun, își protejează poporul lui. La un moment dat o să avem o penurie de alimente aici și atunci ce facem? Ne mâncăm între noi? Unde ne ducem? Trebuie luate măsuri urgent, nu ne jucăm cu hrana. Fermierul a investit acum 5 milioane de euro într-un sistem de irigații. Deocamdată însă nu are apă. Apa ar trebui să ajungă aici din râul Purna, pe un canal care aparține ANIF, aflat în conservare. Omul are un tank de hârtii prin care a cerut statului să-i permită să folosească acest canal.
5 km are asta. Și de cât timp vă luptați să-l luați? De 17 ani. De 17 ani să luați canalul acesta, să băgați apă pe el? Da, da, da. Cu ce? Cu cine vă luptați? Cu toate instituțiile, ANIF-ul, Ministerul Agriculturii. Și de ce nu vor să vină? Au zis că nu au cadrul legislativ. Nu știu, nu înțelegem de ce. ANIF Vrancea. Eugen Popa conduce ANIF Vrancea. 5 râuri brăzdează județul. Pe o hartă, directorul arată sistemul de canale care există și care ar putea să ia apă din râuri, dar sunt nefolosite pentru că de 32 de ani statul nici în Vrancea n-a făcut investiții, iar angajații ANIF doar s-au uitat la ele. Sunt aproape 50 de angajați în Vrancea, plătiți de stat. Cât e bugetul dumneavoastră pe an? ANIF Vrancea? Bugetul... Nu țin minte cifrele. În jur de? Nu știu. Cât e bugetul nostru pe an, doamna Păunescu? Dar nu facem noi bugetul. Bugetul se face la centrală. La centrală, da. Da. Veniți dumneavoastră. Nu avem acces la date. Tatiana Păunescu este șeful direcției investiții. Am întrebat-o despre canalul pe care fermierul Panfil îl cere de 17 ani. Ce se întâmplă acolo? Da, e și o... Nu știu, e o hibă legislativă. Deci, pe de o parte, ei spun așa, că amenajările, părți de amenajare propuse în conservare, la un moment dat, când ele nu au avut sursă de apă, ni s-a transmis, după anumite criterii, să le transformăm, să le trecem în amenajări în conservare. Despre aceste amenajări, pe urmă, se spune că ele, în perioada de conservare, pot fi date la organizații sau persoane juridice, în folosință gratuită, se pot vinde și la sfârșit zice în condițiile legii. Dar nu spune în care condiții ale legii. Tot acest demers de 17 ani al acestui domn, deci s-a oprit într-o hibă legislativă? Da. Ce se iei de aici, domnule? Ce se iei de aici, domnule? Nu e nimic. Deci aici e 100%, n-ai ce să iei. Asta e sămânță care n-are nimic în ea. Asta trebuie să o curăți, deci n-ai ce să faci cu ea. Nu știu la ce putea face cu ea. Că nici animalele nu mănâncă așa ceva. Zeci de mii de euro a investit Panfil în curățarea unui canal în speranța că va primi aprobare să tragă apă pe el. Pentru lucrare a fost amenințat de ANIF cu judecata. Când l-ați curățat? În primăvară. Deci dacă aveați apă pe el, putea să salvați din floarea asta? Bineînțeles, puteam băga tamburii și udam. Floare, orz, orice. Cum să nu? Și n-ați primit aprobare? Da, dar n-ai cum să primești aprobarea la așa ceva, pentru că lucrurile sunt atât de dificile și de greoaie, ți-e și frică să ceri ceva. Din Vrancea pornește celebrul canal Siret-Bărăgan, care era proiectat să se întindă pe 200 de kilometri. În plină secetă, barajul de la capătul lui e plin. Am putea să irigăm cu apa de aici? Păi dar până la dritul putem să irigăm. Toată Bărăganul putea să irigăm. Cu apa de aici. Da. Tot Bărăganul. Tot Bărăganul. Din păcate, apa de aici merge doar pe o bucată de 5 km de canal executată înainte de Revoluție. În 2018, cu mare tamtam, a fost deschisă stația de pompare de la capătul celor 5 km de canal, care duce apa pe canale mai mici întinse pe 2000 de hectare. Singurul loc în care ANIF Vrancea irigă, teoretic. Instalația hidromecanică de conducte metalice este totuși vechi de 30 ceva de ani. Și s-a stricat? S-a fisurat o conductă. Și în momentul acesta stația asta nu funcționează? Nu funcționează, da. A, deci în momentul ăsta. Din tot Siret-Bărăgan avem 5 km. 700. Avem apă aici, dar nu poate intra pe canal că s-a stricat stația. Da, da, da. Stația inaugurată de ministrul Daia a crăpat în plină secetă. Motoarele au fost inundate. Acolo s-a fisurat. Acolo băgai mâna. Fisura asta când s-a făcut? Sâmbătă la ora 17:40. Motoarele au fost instalate aici înainte de Revoluție. Două dintre ele au fost inaugurate abia în 2018. Stația este după modelul făcut în anii 80. Este mare consumatoare de energie raportat la timpul actual. Rețineți, acea pompă este, acele agregate sunt noi, domnule, pentru că n-au funcționat niciodată, domnule. Și n-avea rost să scoatem. Da, domnule, da. Rețineți, n-a funcționat niciodată, rețineți și vă spun da, eu. Da, dar sunt din anii... Nu aveți probleme cu anii, că ne uităm împreună așa la anii. Să nu aveți probleme cu anii, pentru că să vă spun de ce nu avem probleme cu anii, pentru că sunt agregate în cuplaj
Sunt agregate care au un anumit concept. Și pentru cunoștința dumneavoastră, știți cine a făcut prima dată în România sistemele de irigații? Nu. Vă spune Petre Daia. Englezi. Bun. Asta nu înseamnă că, fiind foarte vechi, consumă foarte mult acele stații? Nu. Din canalul care era proiectat să ducă apă pe 200 de kilometri, în 2027, ministrul Agriculturii promite că va reuși să repare 17 kilometri. Atât. Revenim. Peste 700 de localități au rămas în această vară fără apă. N-am mai fost de foarte mult timp în așa o situație și ar trebui să ne alarmeze pe toți. Totuși, nu există un plan proaspăt, inovativ, pe măsura viitorului în care apa se anunță tot mai puțină. Angajați din instituții ale statului plimbă documente și responsabilități de la unii la alții, iar rezervorul de soluții potrivite țării noastre rămâne uscat. Deși idei și exemple sunt în lumea toată gârlă. În planurile ministrului, în 2027, apa pe Siret-Bărăgan va ajunge abia la kilometrul 23. Deocamdată se lucrează la proiect. Asta în timp ce câmpurile din jurul canalului sunt pârjolite. Vasile Panfil construiește acum lagune în care adună apa din Ploi și din Pudna doar pe timpul iernii, când râul are mai multă apă. Astfel de bazine sunt o soluție pe care fermierii români ar trebui să o implementeze de urgență, dar se lovesc de funcționarul român și birocrația uriașă. Doamne, noi producem mâncare. Pentru mâncare oamenii dau un cap. Asta vrem a ajunge? Nu cumva statul prin instituțiile sale trebuie să intervină? Domnule, slavă Domnului, au destule instituții care pot să intervină, nu să-mi facă mie, să-mi dea mie, dar să facă, domnule, să asigure apa la capătul tarale, cum s-ar spune, să ne dea, domnule, autorizații mai repede, în regim de urgență, nu să mă pună pe mine să iau un certificat de urbanism, că vreau să săp o groapă unde să stochez apă în mijlocul câmpului, pe terenul meu proprietate, și să aștept un an și ceva ca să primesc avizele să mă apuc de treabă. Panfil a reușit să tragă din râul Pudna, pentru a iriga o bucată de pământ, apă pe un canal pe care l-a curățat. E sabotat de alți agricultori din zonă. Ia uitați, au băgat deja câțiva bolovani acolo să nu mai curgă la mine prea mult, ceea ce e foarte grav. Uitați cât, uitați cât curge la ei și aici au lăsat, cred că au băgat și pe tub, da. Localnici. Da, asta se întâmplă. E ca la Bambilici aici, știți? Lucrarea toată e făcută de mine. Eu dacă nu o făceam, nu aveam niciunul apă. Și cu toate astea, avem o înțelegere să-mi lase și mie măcar un sfert. Și vedeți că... Începem să ne luptăm pentru apă. Oh, de mult facem treaba asta. Tâmboiești, Vrancea. Aproape 500 de familii au rămas aici fără strop de apă. Fântânile au secat, iar sistemul de alimentare publică nu mai face față. Așa că oamenii sunt alimentați de mașinile pompierilor care aduc apa de la Focșani. Câte tone avem, omotor? Zilnic și mașinile primăriei care apă. Uitați fântână și mi-a secat fântâna. Atât. Peste vreo două ori mai scot o găleat. Fântâna acestei doamne are 40 de metri adâncime, dar nu mai are apă. Pânza freatică s-a retras, izvoarele și lacurile din zonă au secat. Apa pentru animale e adusă de primărie. Peste 700 de localități au rămas în această vară fără apă în toată țara. Pământul s-a împietrit. Astăzi este un deficit de aproape 570 de litri. Deci, normal, dacă ar ploua, cum să ploua, cu 3-4 ani de zile, ar trebui vreo 2 ani ca să-și revină. Trebuie să plouă vreo 4-5 luni continuu ca să ajungem într-o situație în care să fie cât de cât normală. Deci, când zic continuu, trebuie să fie ploaie din aceea măruntă și de durată. Alte țări au luat măsuri pentru a limita consumul de apă și energie. Can't water in the middle of the day, ma'am. You'll be fine if you don't change your watering clock. Peste ocean, autoritățile au montat sisteme care nu mai permit irosirea apei. În Spania s-a restricționat folosirea aerului condiționat. Autoritățile noastre nici măcar nu au habar cât suntem de afectați. În pământ, până la cât e uscat? E uscat. 2 metri dacă sap, pământul este uscat. Nu mai e nimic acolo. Până la pânza de apă freatică propriu-zisă, pământul este pietroi. Galați. Cătălin Ionescu administrează 900 de hectare aflate între Dunăre, Siret și Prut, aproape de apă. Cultura de porumb e compromisă. Apa nu ajunge și la el. Am încercat să discut cu directorul la NIF Galați despre această situație. Vă sunt la dispoziție, doar că noi avem o echipă de comunitate la București.
care nu comunică. Nu a vrut să vorbească în fața camerei de filmat. Apa ar putea să ajungă în Galați pe 115.000 de hectare. Anul acesta s-au irigat doar 33.000 pentru că, spune directorul, nu a fost cerere. Pe o alee îngustă, ascuns de ochii lumii, funcționează Oficiul de Pedologie Galați, instituție care, așa cum îi spune numele, ar trebui să știe ce e în pământ, cât e de afectat. Nu știe însă pentru că statul nu a avut această curiozitate. Da, ultima dată când v-au cerut astfel de informații? Dar nu ne cere nimeni. Eu m-am băgat în seamă și mi s-a spus să stau liniștit acasă, că deranjez. Oficiul se află în subordinea Ministerului Agriculturii. Ultimul studiu la nivel de județ pentru a afla care este starea solului s-a făcut acum 15 ani. Ia uitați noi după ce facem. Da? 1982, 1987, da? Deci noi, pe mine, la ora actuală, mă oblig să lucrez după așa ceva, în condițiile în care, cum să fiu eu, mă compar cu ce se întâmplă în Europa. Ele sunt bune, nu zic că nu, dar trebuie actualizat. Oficiul primește bani de la Ministerul Agriculturii prin Direcția Agricolă Galați. Directorul direcției susține că știe clar ce e în pământ. Ce este în pământ? La suta de metri, de la suta de metri pământ. În verticală. 100 de metri în jos? Da. Și primim de la Institutul Meteo. Toate 100 de metri? 100 de metri, adică umiditatea solului. Până la 100 de metri adâncime? Nu e foarte mult. Nu. Și în momentul ăsta cum stăm? Drept să vă zic că astăzi nu m-am uitat pe datele statistice, fiind ocupată cu... Da, asta vă întreb. Calamitățile noastre. Nu e foarte mult? 100 de metri? Nu, așa se raportează, la 100 de metri. 100 de metri în jos. Da. Pentru mai multă acuratețe, a plecat să ceară date. Exact astăzi nu ne-am uitat pe hărțile alea. Bine, nu-i primeam, dracu. Bine, nu-i primeam. Pe mine de pedologie. Domnul Lupu, urcă rapidus, rapidus. Auzi, pedologia la cine, pentru ce bani prin noi? După mai multe înjurături la adresa noastră și a sistemului, s-a întors. Eu am zis metri, centimetri. Centimetri. Cred căldură. La Galați, un lucru e însă clar. Cultura de porumb e compromisă. Câte hectare de porumb aveți? 118.420 de hectare. Și toate sunt calamitate? Toate sunt calamitate, 100%. Din Ministerul Agriculturii, de ce departament ține? Direcția de Îmbunătățiri Funcționale și Funcțiar. A, la doamna... DIF. Doamna Elena Filip. Doamna director Elena Filip. Da. Asta este pedologia în momentul de față. Am solicitat un interviu cu Elena Filip, directorul Departamentului de Îmbunătățiri Funciare din Ministerul Agriculturii, care răspunde de irigații, calitatea solului și toate strategiile pe care ministerul le are pe aceste domenii. Doamna director, am făcut o solicitare de interviu cu, și cu dumneavoastră. Da, știu, mi-au spus colegii de la presă, urmează domnul ministru să decidă. Vis-a-vis de interviu, trebuie să povestim cu buzunea lui și cum decide așa vom face. Și avem un termen de așteptare când... Păi, nu știu dacă s-a vorbit cu presa și vom vedea, vorbim și noi cu presa, să vedem cum decide. Vă rog, decide, da? Dar cel puțin să știm. Domnul ministru, întrebare. Am făcut o solicitare de interviu și cu doamna director de la Fond Funciar. Și așteaptă un răspuns de la dumneavoastră. Vreți un interviu la dumneavoastră? Cu dumneavoastră, da. Nu, să ne explice strategia. Un interviu cu dumneavoastră, cu domnul director Popa și cu... Unde? De la Prataven. La presă, undeva verbală. Și asta decidem împreună. Dacă... Deci vom vedea când putem. Elena Filip n-a mai dat niciun semn, o atitudine care vorbește de la sine despre cât preț pun înalții funcționari din Ministerul Agriculturii pe comunicare și transparență. Miniștrii vin și pleacă. Astfel de angajați rămân însă cu ani pe funcții înalte în minister. Ei sunt cei care iau decizii și poartă vină pentru situația din sistemul de irigații, dar nimeni nu-i trage la răspundere. Cercetătorii au atras atenția în repetate rânduri autorităților despre cum va arăta viitorul. 2053 grade în plus față de ce avem acum, cu ce zona globului am putea să ne comparăm? Adică unde am ajunge? Păi cred că ceva ce este acum prin Spania
Portugalia, un pic Maroc, nu cred că ar fi foarte diferit. Spania este extrem de aridizată. Sunt zone în care efectiv te simți ca în Sahara. Avem o bucată din Oltenia care stă mărturie despre cum ar putea să arate sudul României în viitor, Sahara Olteniei. În România se găsesc circa 360.000 de hectare de nisipuri și terenuri nisipoase. Aceste pământuri sunt foarte săraci. Sahara Olteniei este o fâșie de nisip adus de vânturi de pe malul Jiului. La sfârșitul anilor 60, profesorul Petre Baniță a înființat la Dăbuleni o stațiune de cercetare a culturilor pe nisip. Cu 2 miliarde de dolari de la Banca de Reconstrucție și Dezvoltare, a reușit să dea agriculturii 80 de hectare de pământ cu mii de soiuri de plante. Atunci au fost instalate și sisteme de irigații. După Revoluție, aproape totul a fost distrus. Sahara Olteniei. Un loc plin de nisip pe care nu crește nimic, doar bălările. Despre deșertificare am vorbit la România Te Iubesc încă de acum 14 ani, despre urgența măsurilor pe care trebuie să le luăm. În puținele clipe de răgaz se scriu tezele de doctorat. Inginerul Toma va susține o lucrare referitoare la câteva din cele peste 400 soiuri de roșii. În filmările din anii 70 apare și inginerul Toma, ajuns mai târziu directorul stațiunii. L-am găsit în 2008, dezamăgit de felul în care noi românii ne-am bătut joc de cercetare. N-avem bani, n-avem proiecte. Noi depunem în fiecare an proiect, dar probabil că sunt alte priorități. L-am reîntâlnit acum, a ieșit la pensie de mulți ani. Vedeți, schimbările climatice au făcut ca piesicul și caisul să dispară din zonă. Caisul și piesica nu se mai mănâncă din zona în care era așa de bine cunoscută pentru piesici. Schimbările climatice ar putea fi ținute sub control dacă ar exista apă, dar în zonă, chiar dacă Dunărea trece la o aruncătură de băți, apa nu ajunge pentru că întreg sistemul de irigații a fost distrus. Nu vă găsesc foarte optimist. Nu. Trebuie să lumea să sufere mult de foame ca să bage bani în mâncare. Deocamdată e mâncare destul de multă și... Și nu ne pasă. Nu ne pasă. Asta e poporul nostru. Adică cum vă explicați că a fost în stare să distrugă o așa bijuterie de sistem de irigație după Revoluție atunci? Acum, în 2022, se lucrează la strategia 2019-2030 pentru combaterea deșertificării. Banii vin de la Ministerul Mediului. Strategia este contractată la o sumă de 2,6 milioane de lei. Pentru ca strategia să fie cât mai temeinic făcută, s-au organizat 3 prezentări și dezbateri în țară, ca oamenii fermieri în special să știe ce le rezervă viitorul și cum pot acționa. O întâlnire s-a ținut în Călăraș, într-un restaurant. Dezbaterea se ține într-o sală de petrecere. Sunt așezate tacâmurile și paharele pe masă, pregătite pentru petrecere. Este incredibilă lipsa de interes pentru un asemenea subiect. În sală nu este nici măcar un reprezentant al autorităților din zona Călărașului. Nici măcar unul. Sunt în total 12-13 oameni și în acest moment vorbește directorul Institutului de Studii Pedologice din România. În fața unei sălgoale. Un singur fermier a fost în sală. Astăzi de ce sunteți singur aici? De ce nu sunt mai mulți fermieri? De ce nu sunt interesați de subiect? Nu n-au dorit, nu. Adică... N-au dorit cine? Organizatorii? Sau... Organizatorii. N-au vrut fermieri în sală? Eu n-am primit aceste... De ce o participare atât de restrânsă? De ce nu sunt mai mulți fermieri? Ne-am ocupat de... Am transmis invitații la prefectură. Prefectura a transmis la toate localitățile, primăriile. Nu știu care este explicația. Chiar la masă discutam că în lunile iulie și august fermierii sunt foarte ocupați cu recoltatul, cu alte probleme. Noi n-am primit. Luna iulie, în august se pleacă în concediu. Gabriel Raz este expert în agricultură. Discutăm despre o piață de 18-20 de miliarde de euro anual în funcție de sezon, care depinde evident de ploaie. Fermierii români, din păcate, au o vorbă. Plouă se face, nu plouă, nu se face. Logic. Logic. Așa funcționează lucrurile în agricultura românească. Nici chiar specialiștii care au elaborat strategia nu au speranța că măsurile propuse vor fi aplicate. În România sunt câteva zeci, cred că chiar 300 și ceva de strategii acum active.
300 de strategii? Chiar câte zile ale anului sunt? E cerut de Uniunea Europeană, se face. După aceea se uite, deci am scăpat, l-am predat și pe ăsta. Și ne întreabă pe noi anul trecut, zice, ce s-a realizat din strategia din 2008? Nimic. Când facem strategii, facem planuri de acțiune foarte laborioase și când colo, la nivel local, nu mai ajunge nimic. La următorul pas al strategiei, te uiți în urmă, nu s-a făcut nimic. E o tragedie. Abia anul viitor e posibil ca noua strategie să devină lege. Ministrul Mediului spune însă că deja se iau măsuri. În momentul de față avem o finanțare fără precedent în PNRR, avem peste 700 de milioane de euro disponibil pentru plantare de păduri noi. Acest fond, acești bani pot fi folosiți inclusiv pentru realizarea perdelelor forestiere. Pădurile și perdelele forestiere sunt parte din soluția care ar putea să ne ajute în viitor. Uite, acolo probabil sunt oameni unde iese praful. În 2008, în Sahara Olteniei, se plantau puieți de salcâm. Oamenii locului, care oricum nu produceau nimic pe nisipurile mutate de vânt dintr-un loc în altul, au fost de acord ca statul să planteze păduri pe terenul lor. Aceasta e plantația din 2008. E pădure în toată regula. În zona Murșanului sunt 1500 de hectare de pădure nouă, care este foarte importantă pentru zonă, pentru că fixează nisipurile, ajută microclimatul și este casă pentru animale. O pădure pusă de statul român. Dovadă că se poate. Primarul locului și președintele Asociației de Proprietari explică beneficiile. Era Sahara aici. Era Sahara aici. Când veneau vânturile puternice, nu te mai vedeai un pom aici. Nu se cultiva nimic. A fost ca un rai pe pământ. Când am hotărât să punem pădure, oamenii s-au bucurat tare mult și uitați în ce stadiu a dus pădurea acum. Deja oamenii exploatează, curăță pădurea. Au lemne de foc pentru ea. Cum piersicul și caisul au dispărut din zonă, în stațiunea de Bulen se cercetează acum soiuri exotice. Curmalul a fost aclimatizat, kiwi și bananul urmează. Încălzirea este mai mult decât reală. Adică nu, deja nu mai e poveste. Noi avem la Dăbuleni o stație meteo și temperatura înregistrată în primele 6 luni ale anului 2022 este mai mare cu 0,6 grade decât aceeași temperatură a anului trecut. Deci temperatura crește, fenomenele extreme le vedem. Din păcate, statul român nu investește în cercetare. Pe vremuri aici erau 100 de cercetători, acum mai sunt 12. Încercăm să identificăm soluții care să facă față acestor schimbări. Cine să ne dea aceste soluții dacă nu cercetarea? Stațiunea și-a construit un bazin în care colectează apă. Plantarea pădurilor și acumularea apei, gestionarea ei cu cap sunt salvarea pentru agricultură, pentru noi toți. Din păcate, autoritățile noastre bâșbuie și iau măsuri populiste, fac promisiuni pe care nu le pun în practică. Seceta din acest an ar trebui să ne trezească pe toți la realitate. Vom avea probleme serioase cu apa, cu mâncarea. Tocmai de aceea trebuie să ne oprim din a mai polua, să fim mai atenți cu mediul din jurul nostru, să avem grijă de ape, să înțelegem că fiecare dintre noi își poate pune amprenta pe cum va arăta viitorul. Vă mulțumim pentru mesaje. Ediția este pe știrileprotv.ro la secțiunea România te iubesc. Atât pentru astăzi. Vă las acum cu știrile ProTV. Toate bune!